Și suntem live! Am prea multe ferestre deschise, trebuie să mai închid din ele, dați-mi o secundă, bang, și te-am închis. Și tu pleacă la tine acasă și PowerPoint-ul hai la tine acasă și toate cele. Foursquare, da, tot, închide tot. Când moare calculatorul, bine m-am găsit, dragii mei! Ala Petrichei, că dă voi cu Izabela Andreea Micio, bine ați venit! Ochiul lui Saruman! Sauron! Generalul și Mădălina și toată lumea, 13. Hai cu ochiul, hai cu toată lumea, hai cu vinerea, hai cu preazvenitul, haideți cu februarie, hai, 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 hai să vă văd, Roxana. Cine mai este? Și Diana, și Ramona, și Ana Stoian, și Ana Maria Gașpa, și Ioana Florea de Oradea. Mai bine, la chibinează, dragii mei, năsuși parfumați, sunteți din nou la nas de nas. Vreau să știu cine-mi tot dă fețele astea furioase. Voi cred că nu știți ce înseamnă, ori sunteți foarte supărați pe mine. La fiecare live este cineva care îmi trimite fețele alea furioase. Știți despre care vorbesc? Când dai cu like-ul acolo, poți să dai cu ochiul cu inim, poți dai cu inim, poți dai cu like-ul, poți dai cu mai multe chestii. Una dintre ele este o față furioasă, care de obicei pe postări se folosește pentru a marca indignarea. Când te enervează subiectul, dăm propoziție, dai acolo cu furia, da? Încercați și vedeți. Când vă duceți cu cursorul peste like-uri, fără să apeși, îți apare acolo like, inimă, ăla care râde, ăla care este foarte surprins, ăla care este foarte sad și ăla care e furios și face așa, da? La fiecare live este cineva care ne face așa. Nu înțeleg de ce, dar este problema lor personală. Eu v-am spus că trebuie să-mi ziceți în față, că eu nu mă prind la apropori. Magda, Diana Nicola, Nicoleta Tomșa, Gabriela Fecior și chițăitorii. Gata, gata, șefa! A venit și ăsta, stai. Da, avem chițăitorii. Da, așa, și Gabriela, Adriana Nică, rămâneți bănea. Ciruj, îs două, că nu m-am putut hotărâ și am dat o buză de o culoare, o buză de culoare și pe asta am amestecat. Deci ce a ieșit este, nu știu ce este, ceva. Voi știți că eu nu mă complic foarte tare cu aceste detalii tehnice, nu la machiaj. Să-i dăm drumul. Adriana Ionică, bine ai venit, Ramona Zbârnea. Puțin de mov, dacă n-am puțin de mov, parcă nu, așa, bună, gândam, bine ai venit, Olivia Crișan și Diana Crista și Flori Brunea. Bine v-am găsit, dragii mei, năsuri și parfumați, o luăm de la capăt. Bine ați venit la Nas de Nas, primul canal și singurul, în continuare, dedicat exclusiv recenziilor de parfumuri și parfumerie în general. Astăzi avem foarte multe lucruri de discutat. Multe dintre ele sunt știri și vești și propuneri. Celelalte sunt așa, ce s-a mai întâmplat săptămâna asta, pentru că lumea asta o ia razna, fraților. Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă. Așa. Unde mama? Eu când o văd pe Doinița și fac Doinița, este pentru că Doinița așa vorbești. Și Monica Malea, bine ați venit. Dumi mama, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Care vedeți pe ușa, dați strigare. Bun, astăzi este 1 februarie, înseamnă că ne apropiem de primăvară, eu sunt plină de scame, nicio problemă. Voiam să vă povestesc întâi și întâi despre următoarele. Am cumpărat bilet de Milano. Mergem la Milano, adică mergem. Eu merg la Milano, am să filmez tot ce prind, am să zic da la tot ce este de căpătat, pentru că ghiciun de sfârșește, sfârșește la năsoși. Am să, în sfârșit, mă cunosc personal cu unii dintre oamenii cu care vorbesc pe forumurile americane de foarte multă vreme. Unii sunt recenzori, alții sunt colecționari, alții sunt parfumieri și așa mai departe, sau proprietari de case care lucrează cu alți parfumieri. Deja am confirmat cu câțiva și să le bag telefonul în față, să vedeți voi cum arată oamenii ăștia și ce fel sună și ce e de capul lor. O să fie foarte interesant. O să fiu și eu, le-am zis la toți, vedeți că e prima oară, am să fiu călare pe voi, am să fiu din aia care ne dă, dă-și mie drumul, dă-și mie voi, zici mie, fă și mie, arată-mi și mie, o să fiu acolo cu bala.
Că na, nu bagă nimeni în seamă pe de mine. Adică na, atâta vreme cât nu le aduc business-uri, vă dați seama că nu o să fiu prioritatea lor. Este acolo să facă networking, nu o să mă educe pe mine în legătură cu parfumurile lor. Dar, na, o să fiu și eu pe acolo. Eleni spune event, a venit Lușa, Ozana spune event. Gabriela, nicio problemă. Că eu nu plec nicăieri, Gabrielo. Anarnold, Andreea Cruz, Zache, Anca Pichintilie și... Ei, nu vorbești chiar așa vorbești. Și Ama Cr. Bine ai venit! Bună seara! Bun, deci mă duc la Milano. Am să fiu acolo între 23 aprilie și 30 aprilie. O săptămână ca și am găsit bilete. Acum mă uit să văd să închiriez ceva pe un Airbnb, să-mi iau o garsonieră, ceva, ca să fiu relativ aproape de centrul ăsta de convenții, unde o să se țină Târgul Essence. Și Târgul Essence, dacă nu știți despre el, este unul dintre cele mai mari evenimente de parfumerie din lume, unde vin casele ca la târgul de mașini, da? Ca la târgul auto. Ca vin casele de parfumerie și expun liniile. Noi povestesc acolo, stau la cioace cu jurnaliștii, nu știu dacă se și vinde, habar n-am, în orice caz se face testarea acolo. Vă dați seama că la câte case o să fie, cred că sunt vreo 100, 80-100, cam așa. Fiecare cu uși de mii de parfumuri, nu înțelegi nimic. Te duci acolo și ieși cu capul praștii. Da, mă duc, n-am mai fost niciodată, o să fie foarte fără bărbat, fără copil. Destrăbălare, știi ce fac, nu? Ajung acolo, la unde o mai duce, nu știu, că nu știu cum e în Italia la treburile genul ăsta. O să-mi iau vreo două sticle de vin, dar bun așa, pe sufletul meu. Iau, nu știu, patiserii, fac o baie, mă uit la televizor la prostii, că niciodată n-am pus mă uit la prostii. Da, asta fac. Și am să dorm, în sfârșit am să dorm și eu. Ca popa! Bun. Și bineînțeles, după aia, de dimineață până seara, 4 zile de târg, după care o să mai am o zi numai pentru mine. Ce lux! Am să iau și eu la picior, așa, prin Milano, dacă aveți idei ce trebuie dat, ce trebuie făcut, ce trebuie cumpărat, ce trebuie din astea, dacă e vreun târg de vehituri în Milano. Vă dați seama, mamă, deci o să fiu cam în hierarhie acolo. Așa. Dacă nu știți vorba, duceți-vă și căutați-o. Ia să vedem cine a intrat. Să filmez, îți dai seama, filmez tot. Bianca, bine ai venit, Ioana, și atât bine ai venit. Camiliana, bine ai venit. Cristina Nicolau, Laura Nona și Raluca Sârbu. Bine ați venit, dragii mei, năsoși și parfumați. Deci, cam asta este cu Milano. S-a confirmat, am cumpărat bilete. Karma a lovit din nou, nu vă povestesc cât am dat pe el. E foarte puțin, zbor direct. Niciodată în vecii vecilor. S-a mai întâmplat odată, dar atunci era criză. Deci v-am zis, ori mor, ori stau să mor, ori ceva se întâmplă, că prea m-a servit karma în ultima săptămână. Milano ca Milano. Să facem strigările pentru săptămâna asta. Năsoșii aniversați sunt după cum urmează. Ioana, și atât la mulți ani, că a fost ziua ta 29. De 2 zile ești mai februarie. Ce-mi place mie asta. Astăzi o să fim, de astăzi ești mai înțeleaptă, ești mai nu știu ce. Nu, ești mai februarie, adică tot Ioana, dar cu 2 zile în plus. La mulți ani, să trăiești mult, bine și nu degeaba. Urmează, dacă mi-aduc eu bine aminte, Mihaela Păun vine pe 4 februarie, mulți ani, mulți ani, și generalul Despina pe 6. Vă legostare, încă apă de mare în el, fiți atenți, o să-mi put aia acolo, îmi cresc și melci. Dar nu contează. Asta ca să mă învăț să le curăț când mă întorc de la plajă. La mulți ani, năsoși mei, dragi parfumați. Să fiți buni. Să fiți într-atâta de buni încât să vă iubească alții așa cum trebuie. Să fiți liniștiți. Să fiți norocoși. Să fiți inspirați. Și o să mai inspirați și pe alții la rândul vostru. Deci mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani din Belgia. Ana Maria Nistoiu, nu e nicio problemă. Radu Florin, bine ai venit. Ramona Paraschiv, bine ai venit. Lucian Mititelu, de la Nisa, bine ai venit. Mă, deci suntem pe tot Bapa Mondu, în direct de la Auckland, da. Mă bucur să vă văd, vedeți ce limbariță am azi, știți de ce am limbarița asta, da? Pentru că sunt nedormită, așa se întâmplă.
când subsemnata nu doarme, are un chef de vorbă, ceva de speriat. Cred că se mă țintrează. Nu știu care-i treaba, ori să scurce o fitează niște chestii pe acolo și fac așa. Bun, deci am făcut strigările cu la mulți ani, hashtag la mulți ani. Dacă vreți și voi strigări, vă rog frumos pe cei din grup să puneți aici link-ul pentru, de fapt, da, eu nu l-am. Să puneți link-ul pentru, cu tabelul de zile de naștere, aici în comentarii. Vă invit pe toți să dați un click pe link-ul ăla și dacă vreți să primiți strigări, vă puneți acolo numele și ziua de naștere. După aia eu le reordonez așa și le țin minte la strigarea următoare. Împărțiți câte detalii vreți sau nu vreți. Dacă vreți, vă puneți pseudonimul, treaba voastră. Eu am să vă strig după ce îmi lăsați acolo. Bun, ca așa îmi pare corect. Zizu Alex, vino și la noi la aproape de Milano. Cine este aproape de Milano și cât de aproape se cheamă aproape de Milano? Că eu vin din America. Nu, veniți voi la Milano. Na, ia ca. Andrei Ungran, vrea venit. E frig la mine? Nu știu, așa e un fel de primăvară. De ce mă întreb? Că sunt robodită? Că nu știu de ce mi-a picat jarfa asta mână și de o săptămână. Cred că numai de curea n-am purtat-o. În toate formele posibile și imposibile. Nesquik. Da. Destrăbălare. Porno cu parfum. Anca Teslevici. Bine ai venit. Bine ai venit, dragii mei. Deci astea au fost strigările. Mai am câteva strigări de făcut pentru că e de bine. Una dintre ele o să vă folosească și vouă, cred, foarte... Adică vă poate folosi foarte mult. Acum câteva zile pe grupul Nastenas, adică nu aici pe pagină, ci pe grupul Nastenas, unul dintre nasoși, adică Nicoleta Tomșa, a venit cu întrebarea următoare. Îmi dai voie să postez o tombolă aici, care se organizează în altă parte? Am zis, cum sună, frate? Bineînțeles, dacă folosești nasoșilor în orice fel și nu rănește pe nimeni, absolut, sunt foarte multe locuri, pagini, site-uri și așa mai departe, unde nu se permite trimiterea vizitatorilor în afară. Adică dacă eu am blogul meu, nu-i dau voie lui altul să vină să-mi pună un link acolo, care să-mi ia vizitatorii mei să-i trimită. Eu nu fac din astea. Eu am pornit și pagina, am pornit și grupa, am pornit și canalul, tot ce am pornit eu cu Nastenas, am pornit cu scopul foarte clar și singular. Să împart din ce pot, din ce am, din ce știu, cu ceilalți care au nevoie de informații, de curaj, de justificări, de ce ori avea ei. Da? Și asta fac în orice capacitate și pe orice canal. Dacă asta înseamnă că eu trebuie să te trimit pe tine pe un site rival sau pe un alt blogger sau vlogger și așa mai departe, am să o fac. Pentru că pe mine mă interesează ca tu să înveți, pe mine mă interesează ca tu să primești, pe mine mă interesează ca tu să prinzi o reducere ca lumea, nu mă interesează să vii pentru mine, că eu n-am. Ci? Înțelegeți? Pe mine nu mă ajută cu nimic să am cât mai mulți vizitatori. Pe mine nu mă ajută cu nimic. Decât să-mi ating scopul ăsta de a vă ajuta pe voi. Și dacă asta înseamnă că eu trebuie să te redirecționez pe tine la altul care știe mai multe decât mine, care poate mai multe, care are mai multe sau unde e mai ușor să accesezi informații, am să o fac. Eu n-am din astea cu competiții, cu... mă rog. Și Nicoleta, care și la noi a organizat cutiuța călătoare. Paranteză, dacă nu știți ce e cutiuța călătoare, vă spun eu. Toată lumea participă... se face chetă de parfumuri, toată lumea participă cu fiole, cu mostre, cu ce vor ei, se pun toate grămadă într-o cutie pe care o are în evidență organizatorul seriei, cum ar veni, în cazul ăsta Nicoleta, și cutiuța călătoare pleacă din oraș în oraș, ia ca așa, la toată lumea care a participat cu mostre la cutie. Adică se face chetă ca toată lumea să poată testa cât mai multe parfumuri și se merge din... cum am zis, din oraș în oraș, fiecare o ține câte o săptămână, o trimite la următorul. Cel care organizează trebuie să țină evidența la toată treaba asta, trebuie să țină evidența și la fiole, și la persoanele înscrise, și la unde e cutia, la ce moment, dacă a plecat vreun poștă, dacă a ajuns, dacă e în stare bună, să pună poze, să ne țină pe noi restul la până și așa mai departe. E muncă multă pentru organizator. Când Nicoleta a propus treaba asta, i-am zis, dacă te bagi, fă-o!
că eu timp n-am și de departe îți vă dați seama că nici nu am cum logistic să mă ocup de treaba asta. Ea a făcut treaba asta, a pornit prima cutie călătoare, prima serie de participanți, cred că are vreo 30 de mășel și a împărțit toate mostrele, pentru că au fost foarte multe, sute de mostre, în două cutii care călătoresc separat prin țară. Bun, mi se pare o inițiativă fantastică, bineînțeles că la sfârșit cutiile de obicei au mai mult decât aveau la început, pentru că se mai termină câte o cutie, câte o fiolă, ăla care o termină pune două în loc. Sau mai pune un săpunel, sau mai pune o bomboană pentru următorul, înțelegeți? Așa e frumos, e distractiv, e, nu știu, ne simtem bine. Mă rog, Nicoleta a făcut treaba asta pentru că ea mai făcuse aceeași chestie pe Fragrantica. Pentru cei care nu știu, Fragrantica este un director de parfum. Deci este un direct, este un site mare internațional unde sunt listate aproape toate, cu foarte puține excepții, aproape toate parfumurile făcute vreodată, unde poți să te duci și să le cauți și să găsești informații despre cine l-a făcut, în ce an, ce conțin parfumurile respective și așa mai departe. Poți să construiești, poți să faci un profil și să construiești o garderobă în care să zici: pe mine mă cheamă Cutăriță și astea sunt parfumurile pe care le am acasă. Și are și o parte de forum, pentru că românii sunt foarte, foarte interesați de parfumerie. Site-ul mare mamă, Fragrantica, a făcut o variantă românească. Eu sunt membru pe Fragrantica mamă de întotdeauna și am făcut foarte multe schimburi acolo și, mă rog, mă cunosc cu mulți dintre colecționarii de acolo. La un moment dat mi-am făcut profilul și pe Fragrantica românească, pentru că vreau să pot contribui cu recenzii scrise. Acolo mi se pare că pot aduce o contribuție mai mare decât să mă duc să stau pe forum și să discut. E mai important, din punctul meu de vedere, să-mi petrec timpul unde rămâne ceva de pe urma lui. Înțelegeți? Și atunci am zis să-mi fac și cont pe Fragrantica românească. Am scris și mi s-au publicat acolo câteva articole despre informații care nu exista, de pildă Moscou în parfumerie și Ambergris în parfumerie. Deci am muncit alea că, mă rog, am intrat și pe forum, nu am destul de mult timp și nici nu mi se potrivește genul ăsta de interacțiune, că acolo se practică niște chestii, pentru că eu, sincer, nu am timp, dar sunt prezentă pe Fragrantica românească și voi continua în permanență să contribui cu cât pot, când pot. Da? Mi se pare important ca toată lumea care are în plus, surplus, să-l împartă. La mine surplusul ăsta se manifestă în informație scrisă, cu recenzii pe diferite parfumuri. Și de obicei pun recenzii unde n-am mai făcut nimeni recenzii, ca să știu că adaug un plus valoare. Altfel, dacă deja există recenzii, nu mă mai bag, că chiar e pierdere de timp și de energie din partea celor care vizitează pagina respectivă. Mă rog, asta a fost o introducere lungă ca să înțelegeți cum funcționează Fragrantica. Nicoleta este membru și membru activ, foarte activ pe Fragrantica românească de multă vreme, unde și acolo a organizat cutiuța călătoare cu parte din userii de acolo, da? La ultima cutie călătoare nu s-au înscris foarte mulți, pentru că ei deja, cel puțin userii care, cei care sunt înscriși de multă vreme, se cunosc între ei și mai trimit și în particular, deci nu mai e întotdeauna nevoie de o infrastructură oficială ca să fac schimb de fiole. Ia să vedem. Atena Cătă, Veronica Achim, Elena Soare, Raluca Grumăzescu, Roxana Preda. Tu zici de mine sau zici de Nicoleta, Roxana? Mara, Cătălina Cati de la Chicago, Anca Constantin. Am înțeles. Gine că vă faceți declarații. Amalia, bine, Georgiana. Marianu, Dana Maria Neamțu și Ancara Apcea, bine ați venit cu toții. Bun, deci Nicoleta, ca să vă dau un pic de informație așa, de fundal. Nicoleta organizase ultima rundă din Cutiuța Călătoarei pentru și pe, adică a făcut-o la noi la grupul Nastenas, dar a făcut și pe Fragrantica cu parfumurile lor, da? La ultima rundă nu s-au scris foarte mulți și la sfârșit, când a rămas ea cu cutia, vreo lună de zile tot am întrebat pe Fragrantica: măi, ce fac cu cutia? A rămas cu ultimele mostre, sunt la mine, ce să fac cu ele? N-a răspuns nimeni. Le vrea cineva? N-a răspuns nimeni. Le mai vrea, a făcut toți care 2-3, n-a fost interes, drept care s-a hotărât să facă tombolă. Mi-a rămas cutia, o scot la tombolă. Momentul în care a venit și m-a întrebat pe mine: poți să vorbesc despre tombola asta care e pe Fragrantica cu
și să o postez și pe grupul Nastena, am zis absolut, cum să nu? Dacă e vorba de câștig și dacă e vorba că asta oferă oportunitatea năsoșilor să testeze chestii noi, că la urma urmei despre asta este vorba, absolut, dă-i drumul, cum să nu? Astfel încât ea a postat fata civilizat pe grupul Nastena și a zis, vedeți că la Fragrantica fac acolo o tombolă, sunteți și voi invitați, dacă vreți, veniți, dar o să trebuiască să vă înscrieți, să vă faceți profilul de utilizator. Bun. S-a întâmplat că mulți dintre năsoși au făcut treaba asta și s-au înscris la tombolă. Tombola în continuare există și dacă vreți, nu știu dacă Nicoleta, ba da, cred că e. Nicoleta, pune aici un link, te rog, cu direcții către tombolă pe Fragrantica. Deci rost că vă tui al fraților. Mergeți și vă înscrieți, faceți-vă conturi. Dacă vă place ce se întâmplă pe Fragrantica și n-ați mai fost pe acolo, vă invit să rămâneți pentru că e o sursă foarte bogată de informație punctuală despre parfum. Recenziile întotdeauna, ca și ale mele, o să fie subiective. Dar dacă te uiți la informația punctuală, când a fost făcut, cine l-a compus, de la ce casă vine, care sunt ingredientele, notele din el, o să găsiți acolo o bogăție de informații pe care nu o să le găsiți în altă parte. Mai sunt pe base notes, dar e mai Fragrantica mai ușor de folosit. Deci dacă vreți să aveți acces la informații, vă recomand să vă faceți conturi acolo, că, din nou, nu poate decât să vă ajute. Bineînțeles, puteți folosiți Fragrantica și fără să vă fi înscris, dar nu puteți comenta și participa la tombola asta decât dacă sunteți înscriși ca utilizatori. Cu precizarea scurtă și foarte obiectivă, că întotdeauna când e vorba de elementul uman, vor fi interpretări, vor fi reacții de toate felurile. Eu vă rog, nu vă impun nimic, e treaba voastră ce faceți, cu cine faceți, dar v-aș ruga, pentru că, sau dacă veniți din partea noastră la recomandarea mea, dacă prin mine ați aflat de această tombolă, v-aș ruga să vă înscrieți și atât. Nu rămâneți la discuții, nu vă luați în gură cu nimeni despre nimic. Întâi tatonați, învățați care e mersul treburilor acolo, pentru că fiecare forum este nu numai cu regulile scrise ale lui, dar și cu regulile nescrise. Chestii dictate de practica pe care au stabilit-o cei care sunt acolo de multă vreme. La noi, la Nastenas, nu avem ierarhii. Voi știți, oricine este binevenit, oricine poate pleca oricând vrea și se poate întoarce când vrea, atâta vreme cât este om. Asta este singura condiție. Nu mă interesează câte nișe ai sau că nu-ți place decât avonul. Nu mă interesează dacă ești de altă etnie, altă religie, altă orientare sexuală, altă viziune politică și așa mai departe. Este treaba ta. Atâta vreme cât la noi ești om și nu faci atac la persoană și te focusezi mai mult pe pozitiv decât pe ce nu există, oricine este binevenit. Nimeni n-are prioritate, nimeni nu beneficiază de tratament special, nici măcar eu sau adminii. Înțelegeți? Nimeni n-are dreptul la partea leului dacă ai venit ieri sau ai venit de la început. E tot una și sper să nu vă supărați cei care sunteți veterani la Nastenas. Vreau să spun că aveți aceleași drepturi, aceeași deschidere, aceeași libertate din punctul meu de vedere ca și cei care sunt aici de multă vreme. Numai că această structură și mod de a exista nu este practicată peste tot. În alte părți există ierarhii unde cei care sunt acolo de mai de mult au mai multe drepturi sau au mai mult, un cuvânt mai greu de spus și așa mai departe. Fiecare structură cu forma ei de manifestare. Vreau să vă aduc aminte doar că dacă mergeți undeva, vă reprezentați și pe voi, dar dacă mergeți la cuvântul meu, vă reprezentați și pe mine. Faceți lucrurile așa cum le-aș face eu, adică obiectiv, civilizat, știți voi. Cum le-am făcut și până acum cu toții, voi știți despre ce vorbesc, nu știu de ce trebuie să fac mențiunile astea, dar am zis că e bine să le spun. În orice caz, pentru cei care s-au simțit primiți cu mai puțin decât un mare entuziasm și bunăvoință, vă rog să vă uitați la toată situația așa cum este ea. Adică, Fragrantica Românească este o platformă, pe platformă există oameni de toate felurile, folosiți-vă de platformă și tot ce are ea de oferit, dați înapoi și contribuiți dacă puteți cu recenziile voastre, pentru că și asta e o chestie importantă, cred eu.
reprezentați-vă cum puteți voi mai bine și țineți minte că ce spun alții îi reprezintă pe ei, cum reacționați voi, vă reprezintă pe voi. Ok? Și atât tot. Eu nu cred că trebuie să faceți niciun fel de altă problemă. Și să nu lăsați pe altcineva să vă fură vouă șansa de a experimenta ceva, de a avea acces la informație, de a câștiga iaca un concurs. M-am înscris și eu la tombolă cu gândul că dacă voi câștiga, ce ciudată treaba asta, dar așa e. Dacă se nimerește să câștig eu, că eu sunt norocoasă din numai, fiolele vor rămâne la Nicoleta și ea le va include în următoarea cutie călătoare pentru năsoși. Deci am participat pentru nas de nas, nu pentru mine, bineînțeles. Asta a fost o introducere foarte lungă, dar am avut mai multe mesaje în care mi s-a spus: m-am înscris, mi s-a părut că primirea n-a fost foarte drăguță, nu vreau să mă ia lumea de calic, nu m-au făcut să mă simt prost. Eu zic să puneți, să dați la spate toate treburile astea și să vă vedeți treaba voastră, să vă înscrieți, să nu vă negați vouă niște șanse de a câștiga niște parfumuri frumoase. Și că platforma este acolo pentru toată lumea, să nu uităm. Nu-i nici a mea, nici a ta, după cum nici grupul, nu-i nici al meu, nici al mama. Este grupul tuturor, da? Și este făcut din oameni. Deci țineți minte treaba asta. Săruna. Irina R.F. Bine ai venit. Ancuța Smali. Adina Negra, Cristian Nicolae. Ioana Cocu, bine ai venit. Uitați ce ne-a pus Nicoleta link-ul pentru tombola de pe Fragrantica. Când mai fac o licitație? Nu știu, stai că de-abia am terminat cu asta. Andronel Florentina, Ciprian Predeanu, bine ai venit. Mihaela Dănil, Lumița Comăneci, Paula Radu, Cristina Grigore, Elena Vargas, Ionut și Ana și Iulia Oancea. Bine ați venit, Caraman, ce nu e frumos. Bun. Deci, despre asta este vorba cu licitația despre Fragrantica. Eu vă sfătuiesc să vă vedeți vouă interesul vostru, să vă mențineți verticalitatea, să nu intrați în detalii sau în discuții cu nimeni și să fiți așa cum sunteți la asemenea asta, adică oameni normali și de bun simț și cu scaunul la cap și știți voi și cu înțelegere față de alții. Ca să clarific de la început sau odată și pentru totdeauna, eu nu mă consider în niciun fel competiții sau nici măcar în aceeași categorie cu Fragrantica. Așa cum am spus, Fragrantica este un director cu informație despre parfumuri. Separat, legat de directorul ăsta, există și un forum unde sunt discuții de toate felurile, de la participanți, utilizatori de pe forum, care vor să facă schimburi, cum facem și noi, care vor să discute diverse chestii, să-și împărtășească idei și sentimente. Eu am fost pe forumul ăla, am ieșit, am hotărât că pentru timpul meu este mai sănătos să-mi dedic atenția grupului nostru, iar când produc un material care poate fi transformat în formă scrisă, îl postez și pe Fragrantica sub formă de recenzii atunci când nu mai există, pentru că mi se pare bine să diseminez o informație pe care eu o cred corectă la cât mai multă lume. Iar dacă lumea aia nu vine prin azi de nas, atunci mă duc eu la ei și le spun ce cred despre un parfum. Dacă asta îi ajută, bine, dacă nu, iarăși bine. Eu simt că mi-am făcut datoria în ceea ce privește diseminarea de informație. Dar nu sunt sub nicio formă în competiție cu Fragrantica. Nici nu s-ar putea. Să fie foarte clar. Așa că nu am nicio regulă, n-am nicio sensibilitate, n-am nicio problemă. Puteți mergeți de la mine la Fragrantica sau puteți veniți de la Fragrantica la mine și puteți le faceți pe amândouă fără nicio problemă, așa cum și eu le fac fără nicio problemă. Toată lumea este binevenită aici. Acolo nu mă știu, treaba lor. Bun. Acum că am rezolvat cu clarificările, s-a clarificat problema. Adina Boscan. Da, sunteți două Cristine Nicolae. Cristina Clapon, bine ați venit. Bun, că tot am făcut această strigare, mai fac una. Că e vorba despre interesul de grup. Interesul de grup. Pentru mine, tot ce fac, trag pe grup.
Da, grupul. Adică nu pe grup, pe nas, grupul nostru, pe trib. Au început, bineînțeles, să-mi scrie diversi care vor să facem o colaborare. Eu când văd colaborare, mi se scoale părul în cap, deși v-am mai spus odată că una dintre cele mai preferate, cele mai iubite, cele mai treburi de drag și de inimă, pentru mine sunt lucrurile construite la comun, cu sinergie. Eu cred în treaba asta. Numai căci, când cineva zice, ai informații pe privat, sau mi-a scris cineva, ai un număr de telefon? Nu, bună ziua, nu du-te naibii, nu cine ești, nu cine sunt, mă cheamă, vin pentru căci. Ai un număr de telefon? Punct. Ori îmi zici, ori nu-mi zici. Ei, în ultima vreme, pentru că noi am crescut și pentru că vorba aia, de câte ori vă zic de ceva, să golesc rafturile, sedens, așa, am început să primesc diverse e-mail-uri de colaborare, unde nu mi se spune despre care colaborare este vorba, nu mi se spune câteodată nici de la ce firmă sunt, ce vor de la mine, ce au de dat, ce vor, nici nimic. Alea sunt e-mail-ul la care zic, nu mulțumesc, încă nu este momentul, nu este pentru mine, nu fac din astea și așa mai departe. Mi-a scris cineva să-mi spună, să, nu, să-mi spună așa. Am văzut că pe site-ul Nastenas ne-ai listat și pe noi la lista de parfumerii fizice. Voiam să-ți mulțumim, nu știu ce, tra-la-la-la-la. Foarte bine. După care, la vreo lună, zice. V-am scris acum o lună să vă mulțumim pentru că ne-ați trecut la parfumeriile fizice. Voiam să vă anunțăm că acum avem și shop online. Îl găsiți la, se poate să ne adăugați și la lista de shop-uri online. Vă mulțumesc, cutăriți cutărel. Astea sunt detaliile. Cu adresă, cu... Deci mi-a trimis tot omul. Clar, cum îmi place mie. Sigur că da, l-am pus pe de-a. Bang, bang, bang. Scurt. L-am trecut și la online. Sau viceversa, nu știu, avea online și acolo are și fizic. Ceva. În orice caz, omul a fost foarte clar, foarte la obiect, foarte nu știu ce. Mi-a răspuns imediat. Am verificat, totul este corect, arată foarte bine, mulțumim. Când sunteți în țară, să ne dați și nouă semn, ne-ar plăcea să vă trimitem niște parfumuri sau ceva, să vă trimitem un pachet. Eu îi răspund imediat. Zic, mulțumesc pentru intenții, numai că stricați orzul pe gâște, că eu am tot ce-mi trebuie. Zic, dar dacă aveți ceva de trimis, uitați să faceți cutiuța călătoare cu grupul Nastenas. Puteți să trimiteți persoane care se s-o ocupă cu cutiuța călătoare. Ei zic, sigur că da, dați-ne detaliile și trimitem acolo. Deci toată comunicarea a fost făcută într-un ritm și la atât de prompt, încât mie mi-a dat de înțeles că oamenii ăștia chiar se s-o ocupă îndeaproape de afacerea lor, cât o fi de mare sau mică, nu știu. Bun. După care le-am zis, vă dau semn când începe cutiuța călătoare. Nu le-am mai dat semn pentru că cutiuța a pornit din altă parte, nu știu cum, bla, 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 au venit sărbătorile chestii. Mi-au scris din nou. Vă scriem să vă reamintim că avem pachetul pregătit și când sunteți gata de cutiuța călătoare, noi îl trimitem unde ne spuneți dumneavoastră. Am trimis din nou e-mail și am zis, uitați, când cutiuța a pornit, s-a umplut foarte rapid. Prima, o să primim, cum să zic, sunt binevoite, binevenite fiolele pentru cea de-a doua. Asta este adresa. Au trimis imediat, foarte organizat, cu listă. Am trimis asta, 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 asta. Nicoleta, că la ea am trimis pachetul sau adresa ei a fost acolo. Mi-a trimis imediat poză, că și asta e foarte organizată, de-aia și îmi place să fac treabă cu ea. Adică face ea treabă, eu numai stau și mă bucur pe margine. Au trimis oamenii un căcălău, un camion de mostre. Dar cum să zic, mostre numai așa, de-al de Nebbia, de-al de Unum, de-al de Miao Fuchsiong, de-al de Visconti, de-al de Parfum de Nicolae, de-al de Jeroboam, de-al de Francesca de Lor, Goldfin and Banks, Nișu Donișă, Brecourt, Pantelleria, adică nișă bună, că este și nișă bună, este și nișă sofisticată, este și ultra nișă, sunt toate. Astea sunt nișe foarte bune, din punctul meu de vedere. Iar poza arată ca și cum ar fi acolo vreo 100 de mostre ca popa. Multe dintre ele oficiale, cele mai multe sunt mostre oficiale, care costă o cărță de bani, o poală
de bani. Adică pachetul ăsta, care o fi el, cât o fi fost, cu tot cu transport, cu nu știu ce, este sub niște sute bune de euro. Înțelegeți? Deci asta se califică a fi prima sponsorizare, cred că oficială, a grupului. Dacă ar fi să judec nivelul lor de atenție și dedicare după modul în care au tratat această chestie, pentru că nu sunt primii care mi-au oferit lucruri și nu sunt primii cărora le-am spus să trimită pentru nas de nas și sunt singurii care s-au ținut de cuvânt și într-un fel care mie mi se potrivește logistic foarte bine, aș spune că o să fie o afacere de succes pentru că acordă atenție fiecărui detaliu și mi se pare că sunt foarte, foarte, foarte profesioniști. Îi cheamă Niche Parfumerii și sunt din Timișoara. Așa că ea ca prima strigare oficială pe mine nu m-a plătit. Această strigare nu a fost plătită de nimeni. E pe gratis, cum fac totul eu. Numai că eu chiar cred că oamenii ăștia sunt oameni de cuvânt. Sper să fie și pentru clienți, dar față de mine ei au fost așa că IACA, îi fac prima strigare oficială a unui magazin, cred că am mai făcut la Creator de Mosio. Iar Niche Parfumerii, jos pălăria, jos pălării. Și dacă vând și mostre, vă recomand, nu știu cum sunt prețurile, deci chiar nu, habar nu am, dar când e vorba de servicii și de seriozitate, pentru asta pot eu să garantez, sper să nu pun cuvântul la bătaie degeaba. Iar dacă mi-l pun, voi o să-mi spuneți și după aia îi facem de rahat, că na, asta e. Asta e riscul meseriei, așa e în tenis, așa e în afaceri. Dacă nu ți iese, nu ți iese. Recenziile o să fie pe măsură. Deocamdată totul foarte bine. Mihaela Munteanu, Carmina Caramel, iar m-am spune venit. Adrian Boșcan, Boscan. Cine a trebuit? Se cheamă Niche Parfumerii. Parfumerie. Vân și mostre, iaca. Hai, iaca, n-am știu, Beauty Barometer. Niche Parfumerii. Roxana. Bun. Deci, băeți, dă băeți. Ploverul ăsta are găuri. Și eu descoper că cam toate ploverile au găuri, deci, nasol. Au dat molile în cașmiruri. Nașpa. Vedem. Niche Parfumerii. Eu aș vrea să le fac și strigare. Niche Parfumerii CZ, nu-i. Deci nu i-am. Vedem. În orice caz, ăștia sunt. Daniel Nare, am impresia că este băiatul care mi-a scris de acolo sau domnul care mi-a scris de acolo. Eu sunt foarte mulțumită. O să avem niște sute de mostre la care eu voi mai adăuga niște mostre și niște decanturi pe care am de gând să le iau în tur prin România. Vine în august 3 săptămâni și vreau să fac o întâlnire cu năsul și la București, cu testare pe chestii noi, o întâlnire probabil la Iași și probabil o întâlnire la Brașov în luna august. Deci testăm din preunelea. Unele dintre ele și pentru mine sunt noi. Deci le testăm la primul nas, așa, să ne facem varză, criorii deopotrivă și din preunelea. Unde o fi și când o fi. Bun. Aina Dintreachi, bine ai venit. Boșcan, am înțeles. Mădălina Corodeanu. Asta e ori Mădălina, ori bărbasul, Coro, care s-a luat în gură cu nu spui cine persoană însemnată și drept care l-au dat afară pe Facebook. Nu știu că nu mi-am luat belete, dar știu că probabil ultimele din a doua săptămână de august, probabil, pe acolo o să fiu în România. Așa zic eu. Și o să vin cu cățel, cu purcel, adică și cu mama și cu fiica mea. Că fără nici nu plecăm de acasă. Bun, deci astea au fost anunțurile, dragii mei, să-și parfumați numai de bine. Ultimul, bineînțeles, fiind faptul că dacă nu știți, dacă ați trăit într-o vizuină și n-ați intrat pe Facebook și habar n-aveți ce se întâmplă în lumea asta. Asta nu sună foarte bine. Dar am vorbit atât de mult despre treaba asta încât probabil ălora care chiar stați pe Facebook vi s-a făcut greață de mine. Am scris la Saflormon. Saflormon este cea mai mare revistă de parfumerie de nișă din lume, cu cel mai mare trafic. Este și în top 5 site-uri de parfumerie din lume și în top 20 de beauty. Adică
este cea mai importantă publicație online despre parfumerie, unde scriu numai importanți. Iar eu am fost invitată să particip cu o piesă despre care m-a povestit săptămâna trecută. Mi-a dat tante o temă și a zis, mi-o dai mâine. I-o dat tante, zic, yes. Din greșeală, nu avem niciun gând, nu avem nicio speranță, nici nu, habar n-aveam că se poate așa ușor să intri în comisia editorială. Cert este că mi-a dat temă, am trimis articolul sâmbătă, mi l-a publicat duminică și mi s-a propus să fiu contribuitor permanent la Safleur Bon. Din nimic, așa s-a iscat o treabă, astfel încât m-am făcut scriitoreasă de parfumerie în engleză. Eu în român vă tot scriu, m-am plictisit când vă scriu, numai că ia ca acum și în engleză. Cătălina Cati, da, e coro. Și la Constanța nu știu, să văz. Da, este și meu fusiuni, sunt multe, multe, multe. La Sibiu, Timișoara, da, au și adresă fizică în Timișoara, cu siguranță. O găsești pe nastanas.com, acolo la resurse sunt magazine fizice și sigur o găsești în listă, că am adăugat-o eu. Bine a venit colegul Mihai. Link-ul, please, să citați și eu, este pe pagina mea personală. Doamna Sandu, vezi că am fost și taguită multe dintre ele. Este și pe Instagram, peste tot. Deci v-am zis, cei care stați pe toată media socială, cred că vi greață să mă vedeți, că peste tot s-a postat și s-a repostat această chestie. În orice caz, m-am făcut scriitoreasă, sunt în companie bună. Deci se cheamă acum că fac jurnalist parfumistic. Și gata, că nu mă avești din astea, m-am dat, și m-a strigări din astea. Deci asta s-a întâmplat și trebuia menționat. Acum, nici nu știu de unde să încep. S-a întâmplat foarte multe săptămâna asta, foarte multe chestii simpatice. Nu și-a mai injectat nimeni spermă în mușchi, dar asta este de bine. Ieri a trebuit să mă duc la poliție. Adică nu la poliție, la poliția care face permise de conducere din astea, da? Pentru că subsemnată și au luat permisul la un moment dat în America. Și permisul ăla funcționează ca buletin. Adică dacă te duci la un bar și ăla îți cere buletinul, îi arăți permisul. Dacă te duci și zbor loco, îi arăți permisul. Și așa mai departe. Dacă nu te crede la că ai sub 21 de ani, ceea ce se întâmplă foarte rar la mine, așa, să-ți cere așa, îi arăți permisul și totul foarte bine. E, deci permisul ăla, Ileana Diaconescu, bine venit, permisul ăla a fost scos din buzunar de foarte multe ori în ultimul an, 2, da? 3-4 de când l-am primit. De fiecare dată când vrei să cumperi o bere, areți permis. Sau ești la un restaurant, vrei vin, areți permis. Și așa mai departe. Bun. Ei, imaginați-vă că am zburat în Ohio, am mai povestit eu despre aventura cu ursuleții din marihuana și cu swinger și. Când am ajuns înapoi în San Francisco, și asta era mai, iunie, nu știu, pe acolo. Când am ajuns înapoi în San Francisco, ce s-a întâmplat? S-a uitat nenea ăla de la aeroport la permisul meu și a zis, domnișoară, asta era mijlocul 2018, da? Vedeți cum a expirat ID-ul din 2017 septembrie. Deci eu am circulat ca popa aproape un an de zile cu permisul expirat. Bun. Nu este mare lucru, atât doar că dacă te prinde, e nasul. Pușcării din astea, depinde în ce spații ești. Dacă te prinde copilul în mașină, da, direct la pușcării. Deci, văleu, am încercat și eu să rămână adonat. Am încercat și eu să mă înscriu acolo pe listele de așteptare. O să te pui pe listă online să te duci la DMV, Direction of Motor Vehicles, de înregistrare auto, nu știu ce, să mă duc să-mi iau permis. Mă tot trimitea cu 3 luni înainte. Vino cu tăriți. Am vrut în noiembrie, m-a trimis să vin în ianuarie.
Am vrut în ianuarie, vrea în aprilie. Zic, mama, mă, se treabă, mă duc și eu stau la coadă până intru, cumva. Și asta am făcut ieri. Și fiți atenți, m-am pregătit ca pentru război, fraților. Știți cum te pregătești ca pentru război? Ca pentru război. Mi-am făcut pachetele de prânz. Am zis, mă duc de la 7 dimineața. Mi-am făcut pachet de prânz, mi-am luat apuța, mi-am luat ceiuțul, mi-am luat bananuca, mi-am luat calculatorul, zic, mă pun acolo și sunt productivă, fraților, că m-am apucat de muncă, vă știți că am început job nou. Să stau acolo, să lucrez, să fiu productivă. Am făcut un pachet de o seară înainte, îmi pusesem hainele separat, zic, să mă trezesc la 6 ca ninja, să mă îmbrac, sar direct în ciupici, pregătit într-un sac de machiaj, zic, mă machiez acolo, chestii. Deci m-am pregătit ca pentru război. Am trimis e-mail-uri, parcă ziceai că plec în drumeție, înțelegeți? În expediție, de unde nu știi dacă mă mai întorc. Vedeți că o să fiu la DMV. Nu mă căutați! Nu-mi scrieți, că ea nu te las cu telefon, nu știu ce. Deci, ca și cum mă duceam la război. Da. Nu mă căutați! Aveam ședințe, le-am anulat pe toate. Nu la, ci la 11. Eu mă duc acolo de la 7. Credeți că până la 11 termin? Nici vorbă. Mâine, poimine, ce deadline-uri, ce termene limită, nimic, fraților. M-am spreiat, m-am din astea, direct, așa. Toate de o seară înainte. Și unghiile mi le-am rost o seară înainte, înțelegeți? Deci totul era pregătit ca pentru război. Bineînțeles că am condus mașina proprie și personală până la DMV cu permisul expirat, că altfel nu se putea, și pregătită până în dinți cu documentații. Între timp mi s-a schimbat și adresa de când l-am luat pe celălalt. Deci aveam pașaport american, aveam actele de pe casă să vadă că stau aici. Adică eram pregătită până în dinți. Când se pregătește un român, păi se pregătește, frate, înțelegeți? Da. Marina Vremet. Da, ajung acolo, parchez mașina personală pe care, bineînțeles că n-am voie să o conduc, da, na, am parcat, cine își putea să mă duc cu bicicleta. Parchez mașina personală, mă duc, văd acolo semne că n-ai voie cu cafea înainte. Tu, e masa, și cafea era pregătită de seara, numai cât am turnat apa fierbinte la drip, adică din astea, da, bun. Mă duc la așa, tantea aia zice, duceți-vă la tantea... Duceți-vă la calculatoarele din partea cealaltă și înscrieți-vă acolo și cu ce număr vă dau ăia, veniți la tantea cu părul roșu. Acum, DMV-ul ăsta este, cred că și în România la fel. Când e vorba de funcționare, sunt două tipologii de funcționari. Tantea care, nici nu știu cum să zic, arată de zici că a stat la salon multe ore. Doamne, de pe la bancă, tantele de pe la ghișee. Ori au niște unghii din alea cu sclipici. Cred că și oamenii ăștia se șterg la fund. Clar că funcționează ca niște oameni normali. Numai că eu cu capul meu, care am făcut pian și niciodată n-am avut unghii lungi, nu pot să-mi imaginez cum logistic se poate împleti cu unghiile alea. Sau se poate, mă rog, înțelegeți ce vreau zic. Tantea cu părul roșu era la fel. Deci fiecare fir de păr, fiecare unghiuaie, deci fiecare curbă, fiecare chestie era foarte bine gândită și planificată și aranjată într-un fel care mie mi-ar lua, dacă mi iese, ore în șir. Nu știu la ce ori se trezesc femeile astea. Cred că există o industrie și o lume complet separată a oamenilor funcționari care se trezesc la 4 dimineața sau la 3 sau la 2. Copii după acte, dosar cu șină, prognoza medic, deci tot, da. Înțelegeți? Cred că există o lume paralelă despre care oamenii ca mine, muritorii de rând, habar n-au. Pentru căci toată lumea de la ghișee era la fel. Înțelegeți? Deci erau aranjați într-un fel. Eu venită ca la 7 dimineața. Voi știți că eu nu respir. Nici nu știu cum să respir la 7 dimineața. Îmi trebuie căști cu inspiră, expiră. Trebuie să-mi aduc cineva la minte să respir când mă trezesc așa dimineața. Anyway. Intru acolo, stau la coada, tanti îmi spune, du-te la calculatorul, mă duc la calculatorul, mă duc la tantea cu părul roșu, care îmi zice tot așa plitisită. Deci, tantea cu părul roșu era așa. Sunt două mișcări la funcționari. Ori să astea laterale, ori să alea așa. Când îți face cineva. Înțelegeți? Deci mișcarea laterală mai știi ce să mai faci. Te uiți după ea și o fugărești, într-un fel. Dacă cineva îți face
Știi că nu-i bine. Bun, tanti, asta era cu laterala. Hai cu laterala și eu după ea, îmi zici bang, 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 faci așa, cu tare, cu tare, ai numărul cu tare și așteaptă. M-am dus într-un colț. Zic, hai să mă tencuiesc. Mi-a scos eu simandicoasă, bananuța, ceaiul cu aputa, calculatorelu, cu tăriță, cu tăriță, până am ajuns eu la coadă, îmi adusesem National Geographic, mi-am adus agenda, zic, dacă termini National Geographic și munca de făcut și machiajul de făcut, mi-am făcut, mi-am luat și prânzul, măcar zic să nu mă plictisesc, înțelegeți? Mi-am luat o agenda, zic, poate-mi vin idei. Cu pixuri pe culori, așa, bun, fecioară, deci sunt fecioară, spune așa că sunt fecioară, da? Bun, mă așez eu acolo și începe Britney Spears. Dar nu știu. Începe panoul ăla de afișaj să schimbe numerele. Now serving G036 at window number 12. Now serving G036 at window number 12. Now serving G037 at now serving G039 at window 16. Băi, fraților, când mi-am dat seama cât de repede merge treaba, nu vreau să vă zic și filmul mă cheamă așa. Cu picior puneam aia la loc și cu ceiuțul și cu bang, 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 bang. A rămas. Bun. Mă duc la window nu știu care. Deci ca la ninja. Mă duc la window nu știu care. Tanta era pe sistem față-spate. Vă leu, zic, hait, belea. Zice, dosar cu șină aveți? Nu chiar, dar mă rog, echivalent. Zic, n-am, am și ți-am dat. Dar dacă trebuia să am, de ce nu mi-a zis tante aceea dinainte? Puteam să mă duc să iau. Ciprian zice, un monolog despre nimic, dar tot este bine. Vai, mulțumesc, chiar îmi făceam foarte multe griji, când nu-i bine. Da, mă duc acolo și îmi zice tantea, cu tare, cu tare, trebuie să plătiți 30 și cu tare de pentru renewal, da, uite aici cu cardul, hai, bang, pune amprenta, cu tare, cu tare, cu tare, m-a expediat foarte rapid, pe sistem față-spate și tot făcea. Aleu, și ce îmi zice? Vedeți că trebuie să mergeți la ghișoul cu tăriță să vă dați testul, eu, poftim? Mergeți la ghișoul cu tăriță să vă dați testul. Zic, care test? Păi testul teoretic, pentru condus. Zic, dar nu știu să dau testul, că eu am dat testul, mi l-am trecut, a trecut prea mult de când v-a expirat permisul, zice. Mai fraților, stați că mi se îmi moare calculatorul, ori îmi moare internetul, îmi moare ceva. Imediat. 1. Mai închid din ferestre. 2. 3. Că ferestre am multe și cu taburi multe. Hai și pe ăsta. Și pe ăsta. Nu știu ce mă uitam eu la Notinus. Văd dacă există nu știu ce de curiozitate. Poate așa funcționează mai ușor. Nu știu ce să zic. Hai și pe tine. Te-am închis. Hai și pe tine. Te-am închis. Și Amazonul închid tot. Și YouTube-ul? Ia să vedem, e mai bine acum? Nu știu dacă e mai bine. Anyway, a trebuit să-mi dau din nou permisul de conducere. Eu zic, stai frate, că n-am făcut, n-am învățat, n-am regulamente noi, chestii, de 4-5 ani de când l-am dat s-au schimbat atâtea. Nu, mergeți și vă dați testul. Aveți 3 ocazii să vă dați testul. Puteți să-l dați de 3 ori în formula de astăzi, după care trebuie să o luați de la început cu aplicația pentru un permis nou. M-am dus, mi-am dat testul, m-au împins dintr-o parte în alta, hai tu colo, hai tu dincolo. Am dat testul, l-am trecut la plesneală. Am greșit o singură întrebare despre ceva să conduci un camion de mare tonaj, despre care bineînțeles că eu știu cam cât știți voi despre compoziția pe din Hiroshima. Deci, da, l-am trecut, bang, bang, se cheamă acum că am permis. Dacă mă ambiționez, cred că vi-l și arăt.
Ia uitați-vă, permis temporar. Ia așa. Interim driver license. Bang, 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 bang. DMV. Deci asta a fost succesul zilei de ieri. Yay! A mers. Bănăneara strânge. Așa! Te vedem! Bun! Ia băgați-mă și comentarii să știu cum mă vedeți. Că sau băcar că mă auziți, sau băcar că ceva. Alo! Sunteți? Sunteți? Cu ochii eu îi văd acolo. Sigur că da. Bun. Partea frumoasă la toată treaba asta este că, în afară de faptul că s-a terminat tot într-o oră, ceea ce a fost foarte dezamăgitor, nu știu dacă și voi trăiți aceleași sentimente, dar când vrei să te plângi, ai chef să te plângi, te pregătești să te plângi despre ceva și ceva ăla nu se întâmplă, parcă ți-e ciudoleac. Că te pregăteai să ai și tu de ce să te plângi. Te pregăteai să primești și tu un pic de empatie. Parcă te pregăteai dinainte pentru toată dragostea pe care o să primești când o să te plângi de ceva, nu? Cam așa. Mamă, îți vezi ce greu o să fie cu operația asta, cu permisul ăsta de conducere, cu examenul ăsta, cu ceva. Și după aia treci ca floarea, parcă îți pare rău aleacă pentru oportunitatea, dar nu putea de a te fi plâns și a fi primit o aleacă din dragoste de la oameni din jurul tău. E foarte interesant sentimentul ăsta. Cred că ar trebui să există un cuvânt pentru el, dar ea că nu există. A fost interesant pentru că mi-a adus aminte de o treabă pe care eu am mai menționat-o, cred că în alte rânduri. Și anume, seriozitatea cu care alții, nu eu, nu românii, nu balcanicii, esticii în general, vesticii își tratează munca. Indiferent cât este de minuțioasă sau de mică sau de puțin importantă bucățica aia pe care o fac ei sau care le stă lor în responsabilitate, ei o fac foarte serios. Și cred că nimic nu poate sta în fața unei persoane sau în calea unei persoane care este hotărâtă să-și facă datoria. Indiferent cât de mic este gestul sau acțiunea lor, dacă ei sunt hotărâți să-și o facă și să-și o facă bine, nimic și nimeni nu poate să stea în cale. Foarte interesant. Și ce înseamnă să ai un angrenaj format numai din oameni așa. Mă rog, asta mi-aduce aminte de alte treburi. Mi-aduce aminte de insignia de pilot, dar o să vă povestesc despre insignia de pilot săptămâna viitoare, pentru că m-am gândit foarte des la cartea aia în ultimele zile. E una dintre iubirile copilăriei mele și una dintre chestiile care mă taie la genunchi. Deci mă sensibilizează și mă moaie ceva de speriat. Mi-am dat seama că eu și pe 28, deci vorba lui Ciprian Popa, am vorbit despre nimic. Așa că haideți să facem rău cu... Îmi pare rău pentru cei care veniți numai pentru tombolă. Îmi pare rău că am uitat de voi și că v-am ținut până la sfârșit, dar asta e. Facem cu generatorul random, random.org. Au fost 30 și ceva de înscriși la tombola, care săptămâna asta a dat un Mingshu Fleur Rare de la Yves Rocher, un discontinuat floral acvatic foarte interesant, care se găsește mai greu în ultima vreme. Și condiția a fost să împărțiți cu mine ceva care are legătură cu nuferii, fără să copiați răspunsurile celor dinainte. Deci asta e regulă nouă, dar trebuia spusă. Am crezut că de bun simț noi și greșit din partea mea să mă fi așteptat să știe lumea la ce mă refer. Joana Constantin, bine ai venit. Da, deci de la 1 la 35, random.org, fac și o poză să vedem ce iese. Câștigătorul, fără numărul 3. Pe numărul 3 l-am retras pentru că era o copie a ce era înainte, intenționată sau nu, nu știu, dar așa e regula, să nu păstrăm decât prima iterație din fiecare răspuns la fel. Deci de la 1 la 35, generate 1, 2, 3. Câștigătorul este 26. I-am făcut și poză. 26. Are o săptămână să mă contacteze în privat. Eu nu voi anunța rezultatele pe tombolă,
nici în alte părți nu voi răspunde la mesaje private, mai ales alea care mă ceartă că de ce nu vă zic, pentru că nu vreau de aia. Veniți, uitați-vă, vedeți cine a câștigat, cine nu. Dacă aveți prieteni care să vă anunțe, foarte bine. Dacă nu, eu nu voi posta public și nici nu voi accepta pe grup sau altundeva mesaje publice sau comentarii publice sau anunțuri publice care vor divulga numărul câștigător. Deci 26 e câștigător pentru tombola de săptămâna asta, Lara Ocul cu Meng Shu Flor Rar de la Yves Rocher. Cu asta vă las, este 11:30. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veni și mâine seară. Dacă v-ați plictisit, domnul Popa, săptămâna viitoare să știți că o să fim ok și fără dumneavoastră, dacă nu vreți să ne mai vizitați, dar asta e. Eu zic totuși să veniți, că nu se știe niciodată, e mai frumos în mai mulți. Binele învinge, coafira durează, vă știți povestea, dacă v-au plăcut bufonii, dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, mai spuneți și la alții. Aștept comentarii de la voi, aștept sugestii de la voi, da. M-am prostit. Da, sugestii. Dacă aveți întrebări, mi le trimiteți la .nasu.meu@gmail.com și voi răspunde acolo în ordinea în care ele intră, cu condiția, bineînțeles, să fie civilizate și omenești, adică auzi, fă, dar ce crezi despre? Nu se pune. Și atât. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați de giveaway-ul de tombola de pe Fragrantica. Nu uitați de Safleur Bun, dacă vreți să știți articolul și o rupiți o lecuță cu engleza. Și atâta. Și haideți cu inimile, haideți cu dragostea, că mai avem și noi nevoie din când în când să rămânați un picior. Ne vedem la live-ul de marți. Vă lăsați. Să aveți un weekend liniștit, da?